îi unește pe toți. Au și o fotografie. În spatele acestei fotografii este o istorie de 69 de ani și o săptămână. Fiindcă aici scrie 29 iunie 1947. Ca amintire de la mine și ca semn că știe, vezi, tot aici mă înscălesc. Herța Kiril. Este bunelul meu care a fost deportat în noaptea de 6 iulie 1949, exact la 2 ani după ce a expediat această fotografie către femeie pe care o iubea. O mamă bătrână, cu sora de 14 ani, cu un copil în brațe de jumătate de an. A fost încărcat în vagonul de vite și dus într-o direcție care nu știa unde va ajunge, dacă va ajunge,